500 de militari francezi au ajuns în România și la scurt timp li s-au alăturat și 300 de soldați din Belgia. Sunt trupe de elită dintr-un batalion de vânători de munte care vor face echipă cu americanii și operează vehicule blindate Striker. Tehnica militară franceză a fost adusă în România cu o aeronavă de transport Antonov, vopsită în culorile steagului Ucrainei. Aflată la granița dintre război și pace, România face tot posibilul să se ancoreze și mai mult în Occident prin intermediul Alianței Nord-Atlantice, iar forța rapidă de răspuns NATO este instrumentul menit să garanteze securitatea și liniștea cetățenilor români. Pe teritoriul României au ajuns avioane de luptă F-16 și F-35 din Statele Unite, Eurofighter Typhoon din Italia, dar și din Germania, elicoptere de atac Black Hawk, dar și vehicule blindate Striker. Pe lângă tehnică militară, în țara noastră au venit și specialiști în strategie și război cibernetic. We are here for a couple of weeks and it will depend on the situation and we are ready to stay as long as it's necessary. La France et la Roumanie sont bien plus que des partenaires. Nos deux pays sont amis. Militarii de elită din forța de răspuns a NATO sunt gata să intervină pe orice teritoriu aliat în doar 48 de ore. Pentru prima dată în România, Olanda a trimis trupele speciale de parașutiști care se antrenau în Germania. We arrived on a very short notice. I think 2 weeks in advance we were informed that we would come over here. Actually we would have an exercise in Germany, but that was transferred to this location. From Friday and onwards, we pushed several soldiers up to the Smarten training area to conduct a combined arms live fire with Romanian soldiers up in Smarten. Președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciucă au mers împreună cu ministrul francez al apărării Florence Parly să viziteze trupele din forța de răspuns NATO venite în România. Faptul că dumneavoastră sunteți aici le va da românilor și mai multă încredere că, indiferent de evoluțiile din perioada următoare, România beneficiază de garanții de securitate și de protecție. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, militarilor care sunteți astăzi prezenți. Conform experților, întreaga forță de răspuns NATO este dimensionată la cel puțin 40.000 de militari foarte bine echipați și cu o pregătire de luptă corespunzătoare. Ea se bazează și pe cele 4 grupuri de luptă care există în Polonia, Letonia, Lituania și Estonia. Cel mai nou va fi creat în România, cel mai probabil în luna martie.